Veterinarii din Valea Jiului au retras de la consumul uman cantități importante de carne de porc, dar și de urs. Asta după ce au constatat că animalele sacrificate aveau diferite afecțiuni. Numai puțin de 600 de porci au fost examinați, dar nu toți au fost buni de mâncat. În plus, nici ursul rezultat în urma unei vânători autorizate nu este tocmai comestibil, iar veterinarii au dus analizele la expertizare în Italia pentru că s-a depistat o specie nouă de trichineloză. De la Uricani până la Petrila s-au sacrificat și s-au examinat 620 de porci până la ora actuală în luna decembrie. S-au identificat 2 porci pozitivi infestați cu trichinela spiralis, un urs infestat cu trichinela, un urs care a fost împușcat cu autorizație. De fapt, acolo este vorba despre o nouă specie de trichinela. Se pare că este o specie de trichinela Britovi. Este o formă deosebită de trichinela spiralis. Am recoltat probe și le-am trimis pentru omologare la Centrul Internațional de Depistare și Identificare a Speciilor din Italia. Practic, ursul vânat în munții din Valea Jiului avea o formă nouă de boală, iar veterinarii vor să vadă cât de gravă este. Până atunci, carnea a fost retrasă de la consum sau proprietarilor li s-a recomandat cum să o mănânce. Carnea infestată cu trichinela a fost retrasă, s-a predat la Protan, iar cărnurile infestate cu sarcocistis, cu cisticercus și cu echinococ s-au dat condiționat prin fierbere la peste 100 de grade Celsius. Luna decembrie este luna în care foarte mulți oameni își sacrifică porci în gospodărie, tocmai de aceea veterinarii le recomandă acestora să nu mănânce carnea până nu fac examenul medical al acesteia.